intrăm în parcare, în partea aia. 9:29 da. De minute știri acum pe Iulian. Bine v-am găsit la știri. Doi polițiști din Philadelphia au fost împușcați în timpul unui concert și al unui spectacol de artificii la care asistau mii de oameni ieri când americanii sărbătoreau ziua independenței. Victimele sunt în stare stabilă, iar rănile suferite nu le-au fost în pericol viața. Incidentul a avut loc la numai câteva ore după ce de un bărbat a fost urmat la un într-o suburbie a orașului Chicago. Ce tu zici acolo? Era îmbălăcat, vame și pleacă sau vine. Stai. Aute trenul. Hai. Facebook-ul. Ha? Facebook-ul.